niște percheziții în desfășurare în două instituții publice în momentul de față. Se fac percheziții domiciliare în 50 de locații. Se vizează investigarea unor fapte de corupție și, foarte important aici, percheziții care vizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Casa de Asigurări a Municipiului București, acolo unde sunt mulți bani. Ne spune mai multe chiar acum Gabriela Mihai în direct de la sediul DNA. Te ascultăm. Găsit în aceste momente, perchezițiile sunt în plină desfășurare. Așa cum spuneai și tu, vorbim despre 50 de percheziții care au loc încă din această dimineață. Procurorii Anticorupție caută cel mai probabil documente ce pot fi folosite ca și probe în acest dosar cu fapte de corupție. Fapte de corupție care au fost făcute în perioada 2016-2017 și, conform anumitor resurse, ar fi vorba despre percheziții la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dar și la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București. Așadar, în urma acestor percheziții, cel mai probabil vom avea și mai multe persoane aduse la audieri și vom vedea dacă procurorii anticorupție vor considera că se impun și rețineri în acest dosar cu fapte de corupție. Cert este că până acum nu știm deocamdată dacă sunt vizați și cei din conducere, iar informațiile sunt foarte puține, întrucât vorbim despre o acțiune de amploare și încă în plină desfășurare. Mulțumesc pentru aceste informații, Gabriela Mihai. Sunt instituții unde se află foarte mulți bani. Da? Sunt banii din asigurările de sănătate, sunt banii românilor puși deoparte, dacă putem să spunem așa. Un sistem care a avut foarte multe hibe de-a lungul anilor. Ne aducem aminte de un scandal recent cu cardul de sănătate. Oricum, e o zonă crepusculară. Asta bine că au ajuns până la urmă procurorii să facă și niște verificări, să le lămurim. Îmi place cum ai descris o zonă cu foarte mulți bani. Eu i-aș spune că e o zonă cu mulți bani, dar cu foarte multe nevoi. Și atunci orice tentativă, dacă nu chiar reușită, de fraudarea banilor de acolo, nu face decât să mai pună un cui la sicriu sănătății românești. Pentru că, hai să explicăm oamenilor, deci ceea ce face casa asta, că e la București, că e națională, este să colecteze, să primească niște sume foarte importante de bani și să le redirecționeze către spitale, în baza a ceea ce spitalele vin, ca referate de necesitate sau ca servicii prestate. Dincolo de asta, mai sunt și investiții proprii pe care le fac cei care au, sau le-au făcut cei care au condus aceste instituții. Asta încerc să explic puțin ca să dăm, eu știu, un scenariu cu privire la ceea ce pot căuta astăzi procurorii DNA acolo. E destul de vreme să ne pronunțăm, da, informații. Putem să bănuim că sunt fapte de corupție, vedeți? Că pe lângă împărțeala banilor, fraude. Pe lângă împărțeala banilor, așa cum am spus, de contări către spitale și investiții, casa a făcut de-a lungul timpului și propriile investiții. Adică cele pe care tu le-ai enumerat mai devreme. Uh-huh. Cardul de sănătate, investiții în chestiuni legate de software și așa mai departe. Ei, astea au fost cu cântec de cele mai multe ori și aici au avut de mâncat o pâine, ca să spunem așa, procurorii anticorupție. Să ne amintim, în ultimele două cazuri de descinderi la casă au fost legate exact de problema cardului și de achizițiile de software. Și din câte mi-aduc aminte, au fost și foști directori ai acestei instituții chemați pe la DNA. E modalitatea prin care cei care sunt acolo pot să își comisioneze, ca să fiu elegant, în mod direct împărțeala banilor, pentru că altfel, dându-i către spitale și către terți, ei nu prea au cum decât că, mă rog, tangențial, colateral, dar altfel când ai făcut o investiție directă, e relația între investitor și cel care plătește facturile. Și atunci aici sar un pic calul. Cred că asta e explicația. Acum e foarte greu să vorbești la cald. Nu știm cu ce se mănâncă această descindere a procurorilor DNA, dar cred că e legat de chestiuni de genul ăsta, nu neapărat de împărțeala banilor, care, repet, oricum este foarte greu de făcut. Da. Nu reușești sub nicio formă lună de lună să acoperi necesitățile și de asta spitalele și sănătatea românească este în stadiul în care îl știm cu toți. Oricum, bine că au ajuns, pare că au ajuns totuși cam târziu, că despre scandalurile astea se vorbește de foarte multă vreme.
vreme, ba chiar au fost, cum spuneam, și oameni puși sub acuzare care au condus aceste instituții. Așa este. De-a lungul timpului, din păcate, într-un domeniu destul de sensibil, pentru că vorbim de sănătatea publică, vorbim de banii publici care sunt adunați la bugetul CNAS-ului din sumele cu care cotizăm fiecare dintre noi cetățeni ai României, au fost nenumărate cazuri. Și nu știm dacă aceste fapte de corupție care urmează a fi cercetate începând de astăzi nu cumva constituie un nou dosar, o nouă faptă care a fost săvârșită pe relația CNAS cu, din câte am înțeles, Casa de Asigurări a Municipiului București. Despre asta să fie vorba. Are câteva milioane de cetățeni, în, să zicem așa, în arondismentul său. Urmează cum i-ar putea afecta pe acești cetățeni? Poate, nu știu, să fie conturile blocate la un moment dat ale acestei instituții? În ceea ce privește conturile instituției și banii aflați în acele conturi, ei trebuie să fie folosiți. Ei sunt scoși din ceea ce prevede codul de procedură penală în ceea ce privește luarea unor măsuri privitoare la sume care până la urmă sunt venituri ale, sunt sume aflate în conturile statului României. Ei pot fi folosiți în continuare. Cum ne afectează pe noi? Prin lipsa de bani în bugetul CNAS-ului pentru efectuarea unor operații. De ce nu? Pentru a salva o viață. Noi suntem principalii simplele afectați. Simplele analize, da? Știm că oamenii se duc, de exemplu, la începutul lunilor, oamenii nu-și permit să plătească analizele la privat, de exemplu, da? Se duc la începutul lunii și atunci pot fi făcute de contările, despre asta e vorba. Să fie influențate analizele cetățenilor, intervențiile chirurgicale, toate operațiile care pot fi făcute să fie la un moment dat, din cauza unor probleme foarte grave la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, se întâmplă aceste lucruri. Personal, aștept să văd legat de speța aceasta de percheziții, nu pot să mă antepronunț până când nici nu permit să spun fapte de corupție, decât posibile fapte de corupție până când acestea nu sunt dovedite în instanță. Eu totuși nu cred că se pune problema în acest moment când vorbim de o stopare a banilor, care ei sunt acolo, banii aceștia, și sunt redirecționați. Că posibil să fi existat fapte care să justifice oricum aceste percheziții, sunt de acord, dar nu știm în acest moment care sunt acele fapte. E vorba de o repartizare. Spun așa, suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate infracțiunilor de corupție, deci pot fi, să zicem, niște fraude cu fonduri europene, trafic de influență, da. Asimilate, spălări de bani, cine știe, complicitate la trafic de așa. Asimilate faptelor de corupție. Dar nu spune în ce. Nu spune, de exemplu, dacă la repartizarea banilor, la achiziție. Păi asta spun. Deci ei nu ne vor comunica acest lucru. Este însă un domeniu foarte sensibil, care mai ales pentru zona vârstei a treia creează poate riscul aici este de a crea o panică. O panică între oameni care în secunda a doi să se ducă la repede să-și facă analizele, că doamne, poate nu mai există bani. Din acest punct de vedere, eu cred că este bine totuși să spunem că nu se pune problema în acest moment să se stopeze ceva sau să nu ajungă banii sau oamenii să nu mai primească aceste îngrijiri care să fie decontate. Perchezițiile nu înseamnă în acest moment stoparea fluxului de bani și relații instituționale între Casa Națională de Asigurări și spitale. Paradoxul este că nu se stopează fluxul de bani, dar fluxul de bani oricum e stopat lună de lună, cum tu ai spus foarte bine. Dacă pe 15 ale lunii te duci în orice spital și simțindu-te rău și vrei să ți se facă analizele, medicul de familie te trimite la medicul specialist care îți spune sincer și cu toată deschiderea să vii pe 1 ale lunii, adică peste 2 săptămâni, da. Punct. Exact. Doar să fii într-o stare extraordinar de gravă, poate să ai o șansă să te strecoare pe acolo. În rest, veniți pe întâi. Și cu ăștia și fără ăștia și cu descinderi și fără descinderi, asta este situația. Tragedia e într-adevăr că se fură din sărăcie, adică de unde e la pământ sistemul. Acum, și mai e poate aici un lucru pe care îl observăm nu numai la CNAS, că și la CNAS au fost șefi anchetați, acuzați, la ANI, dacă ne uităm la ultimii șefi care au avut un mandat mai consistent, marea majoritate au dosar pe la DNA. Deci acolo unde sunt bani mulți, automat e și furăciune multă, nu? Sau măcar există suspiciuni rezonabile privind această furăciune. Sunt două elemente. Odată cel uman de calitate
profesionale și umane a oamenilor din acele posturi. Și aici nepotismul promovat de PSD n-a făcut decât să contribuie la o tendință care, din păcate, există în societate. Nepotismul a fost politic. 27 de ani. Așa, asta spun. Nu e doar pe cel și mai este elementul celălalt al percepției bugetului public și asta ține cumva de educație, sunt cauze mai profunde, ține de educația din școala generală, cum ar veni tot crescând. Pe ideea că, de fapt, statul nu e al nimănui, nu este al nostru, al tuturor, statul este ceva abstract care poate fi sabotat și dacă e buget, hai să furăm că nu se vede, apropo, și de potențialul blocaj de la Casa de Asigurări de Sănătate, foarte, nu o să se întâmple categoric. Adică lucrurile vor continua să meargă, nu știu, e o anchetă în curs, nu știu dacă faptele respective există sau nu, probabil se va dovedi în instanță într-o direcție sau cealaltă, nu comentez în direcția asta, dar logica aceasta este, e un buget uriaș, hai să ciupim că nu se vede. La un moment dat vedem că îți bate DNA-ul la ușă și spune, știi, tocmai s-a văzut. Deși noi vorbim de foarte multă vreme de problemele de acolo din sistem, poate cine știe, asta sunt noi, da? Că se perpetuează un mod de a pune problema. În paralel, se mai conturează un scandal. Știți că în urma prezentării acelor propuneri de modificare a unor legi importante în justiție,